Și nu, cum să spun, nu resping ideea de tranzistor de aceea super performanți în amplificatoarele de putere, însă, dar, bă, nu. Eu bă, rămân la, la preferința pentru tuburi, pentru lămpi. Și, da, amicul Adi, dacă mai e pe frecvență, dar presupun că nu mai e, pot să-i spun că și la mine, la momentul ăsta, sunt... Nu știu dacă sunt 10 bați putere de excitație și la ieșire sunt aproape 600, peste 500 oricum. Deci, na, nu fac nicio problemă. Iar lampa mea nu costă decât vreo 60 de euro, așa că și nici nu crapă cu una, cu două. Na, s-au mai scumpit între timp, o să mai vorbesc cu amicul ăla din Ucraina, poate mai îmi trimite una, să am una de rezervă pe aici și în rest multă sănătate. Cam asta e mii. Deci 5-9 plus 30 la Câmpina, în condiții super bune. Amicul Matei trebuie să-l ținem în priză așa și să-i dăm cuvântul cât mai des ca să capete obișnuința CSO-urilor. 5-9 plus 10, 5-9 plus 15, oricum îl copiez foarte bine. Bine, amicul Adi când și-a pornit agregatul acolo a venit la plus 25, să zic așa. No. Asta e chestii de preferință și de așa, important e să ne auzim și să ne auzim cât mai bine. No. O să-i trec microfonul lui Mihai. Mihai, scuze, nu știu dacă ți-am dat, cred că nu ți-am dat controlul, dar ce control să dai? Că vii cu 5-9 plus 20 în condiții na, obișnuite pentru emisiunea ta. Y3 Hotel Uniform India, Y9 Golf Mike India. Mulțumesc la Dorine, Y9 Golf Mike India, Y3 Hotel Uniform India. Da, s-a menținut aici foarte bine semnalul 5-9 plus 30 și foarte, foarte frumos aici la mine. Excelent, da. Păi mi la fel foarte bine. Bine, am mai intervenit aici un zgomot, dar nu-mi dau seama, dar aceste noi portatoare e ceva ciudat. Așa, da, poate nu aud decât eu aici. Pentru Matei la fel, 5-9-20, foarte bine, nu știu, poate am eu recepția bună, dar cam toate stațiile vin ok. Da, hai să dau, da, pe Adi, nu știu dacă mai e aici, la fel, mai 5-9-20, dar nu mai cred că tare, da. Y2 la TF Grupa Y2. Da, 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 ai bine cu 20 acum. Asta, cum zice, Dorin venea cu 25, dar cel mai tare era la un moment dat Adi, BOF-ul, care venea cu 30, chiar peste 30. Probabil că și antenele se simpatizează, dar oricum avea un kilowatt acolo. Dorin zice că are 600, eu am cam 250-300, cam asta este. Hai să vedem, Dorine, ce lampă ai tu acolo, Brec? Mai mii, am peste 500, stai așa că spune ăștia, da, 600 aproape. Am GU43, ce-am mai zis eu, GU43B și, na, face ceea ce auzi, piesa. Da, 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 păi am avut și eu GU43, am concretat și eu cu el, am făcut o chestie cu GU43, am testat-o, dar n-am finalizat-o niciodată, până la urmă am vândut și lampa și totul și am vândut alea, na. Eu deocamdată, eu am o chestie cu G81M care este aia de funcționare, dar nu arată comercial. Mai am cu 3G50 și ăsta cu 3500W. Cam asta este. Dar nu mai scoate săraca, că e cam bună vioară, dar cam 200 de euro costă și lampa mea. Da, cam asta e. Bine, hai să vedem. Cine a fost cu Brecu? Bună după, bună după, după Andrei, așa, pe reacție, pe respect. V-am salut tot așa scurt. Am zis că trebuie să iei cu noi de animal sau vrătea. Nu, Ila, ai microfonul să trăiești. Da, vă salut, vă salut, vă salut, profesor, să trăiești. Care ți-i vin acolo, îi ai spune acolo pe final. Ca acolo, vă vă spune, 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 nu au fericit, 5-9 plus 20 aici la mine, da, e ceva o ciudățenie, dar nu știu, nu e importantare, ceva industrial, habar n-am, în fine, da, foarte, foarte frumos de data asta venit aici la mine, Mihai, foarte, foarte bine, hai să vedem la Matei.